Salut, e prieten și bine ați găsit la un nou video pe canal. Astăzi vorbim puțin despre PopoS. O nouă versiune de PopoS a apărut și se pare că ușor ușor lasă în spate Ubuntu și încearcă să plece pe puterile lor. Așa că haideți să vedem ce, ce a adus de fapt PopoS, cel mai nou sistem de la ei, 21.10 mai exact. Bun, în primul și în primul rând, intrăm la ei pe site când vom da download. Acum avem 2110 20, cu Nvidia 2110 și bineînțeles avem și o nouă opțiune pentru Raspberry Pi 4, ceea ce este destul de wow pentru că până acum nu prea am văzut pe, pe pop să ruleze pe Raspberry Pi, dar da, este ceva care ușor, ușor ei se îndreaptă, pentru că da, Raspberry Pi 4 este un device destul de, destul de bun, să zic așa. Uh, Hai să vedem acum, cam asta este noul pe site, nu este nimic altceva mai nou. Uh, și bineînțeles, eu aici rulez o instalare, pentru că instalarea este la fel, doar că sistemul în sine este diferit. Bun, acum va poni Popo tocmai ce m-am logat. Ideea este că am observat o chestie, am observat că instalarea a puțin mai mult decât de obicei. Văd că și loading-ul durează mai mult decât de obicei. Dar băi, hai să vedem cu ceea ce a venit nou. Avem panoul de welcome care este default din câte văd eu. Da. Avem workspace așa default, default, default. Uh, default și la asta, next. Uh, punem ce o fi, skip și start using Pop OS. Uh, primul și în primul rând, vedem că acum butonul de start nu mai este cel default de la Ubuntu, adică mă refer la faptul să vină aici un, un blur și nu știu ce. Acum uh, sunt puse pe și, ca și folder, foarte multe programe, ba chiar mai mulți poți să îți faci tu propriul tău folder și să îți adaugi să îți adaugi fișierele. Asta una la mână. Doi la mână. Ca și gnom folosim, cred că tot un ca și gnom, ca și interfață, cred că folosim tot un gnom. dar hai să nu intrăm aici, să intrăm direct aici. neofeci, nici neofeci nu este instalat, îl instalăm repede tot. Paste 1, 2, yes. Și haideți să vedem cu ceea ce a venit nou. În primul și în primul rând a venit nou cu o interfață nouă. Bineînțeles, nu este 100% încă, dar ei preconizează că undeva în 2023 vor scăpa de tot de Ubuntu. Adică asta ce înseamnă? vor avea linkurile, adică care le vedeți voi, repository, mai exact, le vor avea pe serverele lor. Asta înseamnă update-uri mai dese, mai bune și nu va mai depinde de Ubuntu. Asta este a doua versiune pe care o văd care se îndepărtează de Ubuntu. Motivul oarecare ar fi. Bineînțeles, ne-a găsit un update. Haideți să vedem repede de tot. Unde? Așteptăm să se încarce. Mi se pare un pic mai greoi față de până acum. Parcă până acum se mișcau un pic mai bine. Dar, na, da? NeoFetch. Bun. Și avem aici la NeoFetch. Să punem noi în view full screen. Switch. Și avem așa. Avem kernelul 5.15. Un kernel destul de nou. Linux Mint mi se pare e 5.13, dacă nu mă înșel. Dar încă nu ai ieșit versiunea 21, ai ieșit versiunea 20. Așa, acum bineînțeles un uptime. Avem un Bash de 5.1 și un gnom de 40.5. Bineînțeles, tematica pop dark, icon pop, gnom terminal. și restul sunt fără neimportante, să zic așa. da? Hai să mai vedem sudo apt-get update din ceea ce am citit eu acum după cum observați avem release popos.org nu mai avem Ubuntu mai avem proprietare adică serviciile proprietare tot pe uh, tot pe popos.org mă rog, popos probabil cred că acesta va fi noul site de la ei Hai să vedem pop Pop, Linux OS .org. Ia, sunt curios dacă, dacă apare ceva. Uh, da, până aștept să se încarce. După cum știți, internetul meu merge prost, dar nu. Uh, deci, interfața aceea nouă a venit. Nouă, LibreOffice. Avem un Advanced Network Configuration, care este binevenit, pot spune un pop shop spune ei mult, mult, mai bun Sistem te sunt curios cât papă papă destul de mult, 1.7 GB cu Firefox-ul deschis hmm, hai să închidem uh, 1.5 a trebuit să scadă la 1.4 nu, 1.5 destul de mult, destul de mult dar țin cont că este bazat pe jocuri uh, ei spun că doamne că cine se joacă au, au rami destui un pop shop după cum îl știți, numai că ce ar fi venit acum cu mult mai multe aplicații în el. Asta rămâne de văzut de voi. Dar cum am spus mai devreme, cam papă, cam papă RAM. Și cam papă destul, pot spune. La autorități nu avem cine știe ce. Și cam atât. Cam cam asta este nou, nu, nu am cu foarte, foarte multe chestii, doar că pur și simplu acum depinde de, de ei dacă vor face update sau nu, pentru că acum ei decid. Ei pot să scoată o versiune nouă, nu mai au, după cum atunci să vad, release-ul pe ubuntu.com, ci au pe popoes.org. Nu știu cât de bine ar fi asta, Mulți spun pe Reddit că ar fi bine, pentru că așa uh, pot să scoată versiuni mai noi. O pe părere, nu s-au schimbat cine știe ce, ci adică mi se par tot alea spălăcite. Mi se pare, un, după cum observați, am schimbat background-ul și văd care are un, un lag destul de mare. Uh, dar uh, da, cam ăsta este sistemul. Este la fel ca până acum, nu s-a schimbat nimic. Văd că în Workspace, după cum o să vați, mi s-a schimbat background-ul, dar în el nu. Oricum am pus să fac câteva chestii dubioase. Dubioase mă refer la faptul că dădea câteva chix-uri la instalare, vedem acolo niște pachete care se bat între ele, dar în rest, aceeași interfață cu om. Um, și da, cam papă resurse de data asta. Voi ce părere aveți despre lăsați-mi într-un comentariu ce părere aveți despre noul popoes și ce părere aveți voi despre ceea ce vor face ei că vor să se ducă singurei se vor duce în direcția bună, se vor duce în direcția proastă, nu știu, din punctul meu de vedere, dar cum se mișcă în momentul de față mi se pare un pic cam cam nasol sper să vină cu un fix cât de curând dar um, da, după cum observați, durează durează, um, durează cât de, cât de cât mult ca să pornească o aplicație. Și vedem aici în background că rulează destul de multe um, care din punctul meu de vedere nu prea ar trebui. Bun, cam asta a fost pentru spre tine. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place, dislike dacă nu vă place. Și cum v-am întrebat mai devreme, ce părere aveți voi despre pasul care l-au făcut cei de la system 76. Este bun? Nu este bun? Lăsați-mi un comentariu. Până data viitoare, să vă cu bine. Rămâneți creativi. Pa, pa!